O cursă pe traseu s-a sfârșit tragic la Drochia. Un tânăr de 24 de ani a murit, iar alte două fete, dintre care una minoră, s-au ales cu diferite traume după ce mașina în care se aflau s-a izbit într-un copac. Totul s-a întâmplat în dimineața de 14 aprilie, în jurul orei 6, aproape de intrarea în orașul Drochia. Contactat telefonic, ofițerul de presă de la Inspectoratul de Poliție Drochia, Jana Molceanov, a declarat că accidentul s-a produs în timp ce două automobile s-ar fi luat la întregere. La un moment dat, șoferul uneia dintre mașini fi vrut să iasă la depășire, însă a pierdut controlul asupra direcției și s-a izbit direct într-un copac de pe marginea drumului. Impactul a fost atât de puternic încât atât șoferul cât și una dintre pasagerele sale în vârstă de 24 de ani au rămas blocați între fiarele mașinii. La fața locului a venit o echipă de descarcerare care a scos victimele din autoturism. Ulterior, cei doi, dar și minora de 15 ani de pe bancheta din spate au fost duși la spitalul din Drochia cu mai multe fracturi. Din nefericire, șoferul mașinii a murit la scurt timp în secția de animare. Potrivit polițiștilor, celălalt șofer care a participat la curse a fugit de la fața locului, abandonând autoturismul. Ulterior, acesta a fost identificat, iar în prezent este audiat. Forțele de ordine urmează să stabilească toate circumstanțele, după care vor decide dacă îl vor reține sau nu pe șoferul care a părăsit locul accidentului rutier.